în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Omul născut din femeie are puține zile de trăit și se satură de necazuri. Cartea dreptului Iov, capitolul 14, versetul 1. Preacuvios și preacucernici părinți, domnilor parlamentari, domnule ministru, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată suntem la hramul mănăstirii de la Nicula. Hram frumos, ocrotit de prea sfânta Maică a lui Dumnezeu. Cuvântul de învățătură îl leg de o realitate pe care am exprimat-o prin versuri tot postul adormirii Maicii Domnului. Călător pe o mare veșnic zbuciumată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Greutățile sunt multe, necazurile sunt multe, încercările sunt multe. Iar noi venim aici la icoana Maicii Domnului și îi spunem: am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Sigur că ne adresăm Maicii Domnului știind că sunt eficiente rugăciunile pe care ea le face către Domnul nostru Iisus Hristos. Și s-ar putea întreba cineva: ce prerogative are Maica Domnului ca să o asculte pe ea Domnul nostru Iisus Hristos? Trei prerogative importante. Întâi de toate, este născătoare de Dumnezeu. La începutul creștinismului au fost multe convulsii. S-au organizat sinoade ecumenice care s-au preocupat de persoana Domnului Iisus Hristos. Și sinoadele au dat răspuns indubitabil: Domnul Iisus Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și pe cale de conștiință, Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Acesta este primul motiv pentru care, cu mult drag, cu multă îndrăzneală, ne adresăm ei ca să se roage Fiului Său și Dumnezeului nostru. A doua prerogativă a Maicii Domnului este aceea că ea este pururea fecioară. Fecioară înainte de naștere, fecioară în timpul nașterii și fecioară după naștere. Chiar dacă sunt oameni care se îndoiesc, Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură ne spune că Maica Domnului este pururea fecioară. În capitolul 44 de la Ezechiel, locul pe care l-ați auzit citindu-se aseară la paremii, zice așa: apoi m-a dus bărbatul acela, îngerul, apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului, spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel va intra pe ea. Aceasta este realitatea prorocească
cu sute de ani făcută, că Maica Domnului este pururea fecioară. Și un al treilea motiv pentru care avem îndrăzneală să ne rugăm către Maica Domnului este acela că ea este mai presus decât toate făpturile. Cântăm noi la slujbele noastre, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu te mărim. Și datorită acestor prerogative îi adresăm rugăciunile noastre cu dragoste, cu îndrăzneală și în lumea aceasta încercată de atâtea necazuri prin mijlocirile Maicii Domnului așteptăm mângâierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, dumneavoastră știți foarte bine câte sunt încercările, necazurile, greutățile la care trebuie să le facem față. În lumea noastră însă două necazuri sunt evidente. Pe de o parte, această epidemie de COVID care îi încearcă pe mulți dintre semenii noștri. Pe de altă parte, acest război din Ucraina, care e de neînțeles și pentru care ne rugăm Maicii Domnului să intervină la Domnul Hristos să le dea minte celor ce ar putea prin tratative să-l sisteze. Și apoi sunt multe alte necazuri pentru fiecare dintre frățiile voastre în parte. Și de aceea îi spuneți Maicii Domnului, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, ni se relatează în capitolul 2 că la un moment dat s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi și era și mama lui acolo. Și a intervenit un moment de impas. Auziți Evanghelia aceasta la fiecare cununie. Nu mai aveau vin. Și mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Ce vă va spune El, Hristos? Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Și le-a zis, scoateți acum și aduceți nunului. Iar ei i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. S-au crezut întrânsul ucenicii săi. La rugăciunile cui? La rugăciunile Maicii Domnului. A făcut Domnul Iisus Hristos prima minune înmulțind vinul, prefăcând apa în vin la nunta din Cana Galilei. Deci, venim la Maica Domnului. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Acum, relatările noastre pioase sunt pline de exemple din care tragem concluzia că Maica Domnului ne ajută pe noi păcătoși.
a trăit până mai anii trecut la Sfântul Munte Atos, un om al lui Dumnezeu, părintele Petroniu Tănase, era starețul schitului românesc de acolo. Și printre altele, având și condei, a scris o cărticică intitulată Icoane smerite. Chiar e bine să vă faceți rost de ea. Și una dintre icoanele smerite din cartea părintelui Petroniu Tănase era adresată părintelui Ilarion Ionică. Lucrarea a făcut Maica Domnului o minune extraordinară. Părintele Ilarion Ionică era bărbat tânăr, însurat, cu copii. Și într-o noapte de iarnă mergea între două sate și a fost înconjurat de o haită de lupi. Bietul om și-a pierdut nădejdea că va mai trăi. Și-a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne, dacă mă scapi, călugăr va fac. Și dintr-o dată, din sens opus, a venit o sanie cu zurgălăi, o sanie cu cai, și s-au speriat lupii și au fugit. Dar Ilarion Ionică și-a ținut promisiunea. A intrat la mănăstire, la Sihăstria. Mulți dintre frățiile voastre, făcând pelerinaje, ajunge și la această mănăstire minunată. Și zeci de ani a fost iconomul mănăstirii, adică cel ce avea grijă de cele trebuincioase la mănăstire. Și acum la 86 de ani s-a dus în pădure după lemne pentru mănăstire și a căzut un buștean peste picior și a rupt piciorul. Piciorul nu se tămăduia, suferea cumplit. Se ruga lui Maicii Domnului cu tot sufletul său. Și într-o seară, fiind în chiliuța lui, intră pe ușă doamna doctor de la Târgu Neamț. Așa a crezut el, că e doamna doctor. Și l-a întrebat doamna, de ce plângi, părinte Ionică? Doamna doctor, cum să nu plâng la vârsta mea? Mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Și încă nu sunt chiar gata de plecare. Și îi zice doamna doctor, nu mai plânge, părinte Ilarion. Te faci sănătos. De fapt, doamna doctor era Maica Domnului. Și din seara aceea, lucrurile au mers bine, s-a făcut sănătos și s-a mai dus în pădure după lemne. Auziți? O intervenție raționaliștilor li s-ar părea banală, dar nu-i banală deloc. În toate necazurile și greutățile ce dau peste noi în această viață și ne rugăm Maicii Domnului, Maica Domnului ne ajută cu rugăciunile sale. Așa că un post întreg am cântat Maicii Domnului, călători pe-o mare, veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Dar veți spune, frățiile voastre, nu e bine să plecăm de la mănăstire cu acest gând trist, că în lumea aceasta sunt doar necazuri, greutăți și încercări. Și nu e bine să plecăm cu gândul acesta trist. De aceea v-am pomenit cartea părintelui Petroniu Tănase, dar vă mai pomenesc o carte intitulată Orice zi e un răsărit de soare. Și cartea a fost scrisă de abatele Evelin. Și este un răspuns la cei care toată ziua se plâng că nu le merge bine una, că nu le merge bine alta.
rezum cartea. Zice autorul, când te scoli dimineața și constați că mai ai doi ochi sănătoși cu care privești zările și alții sunt nevăzători, nu ești tu un om fericit. Constați că ai și două picioare cu care te poți ridica din pat, nu ești tu un om fericit, pentru că alții, bolnavi fiind, sunt duși cu căruciorul. Mai mult, constați că ai două brațe sănătoase cu care poți munci, nu ești tu un om fericit. Și-și continuă gândul pe mai departe și ne spune nouă tuturor că avem 1000 de motive ca să fim optimiști și să nu ne plângem de toate. De fapt, Domnul Iisus Hristos, Fiul Maicii Domnului, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, ne învață să fim optimiști. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am învins lumea. Ba mai mult, în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 28, zice Domnul Hristos, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Așa că, oricât de multe ar fi necazurile și greutățile și încercările, optimismul nu trebuie să ne-l pierdem. Cu optimism în suflet trebuie să plecați de la mănăstire, de la Nicula. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Iar când vom pleca, tot prin versuri, așa cum zicem de zeci de ani, Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, încărcați de-a Ta iubire, plecăm de la mănăstire. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, dorindu-vă ca pelerinajul de la mănăstirea Nicula să vă fie cu folos la mulți ani!